Studenții din Chișinău care au decis să devină membri ai Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români din cadrul Mitropoliei Basarabiei sunt dornici să se implice în tot mai multe acțiuni de voluntariat. Organizația s-a relansat recent, iar toți membrii voluntari și-au stabilit prioritățile. La eveniment au fost prezenți și voluntari de la Scoriași. Eugen este student la Facultatea de Istorie de la USM și a decis să devină membru al echipei Ascor Chișinău. De mic copil am făcut voluntariat, din clasa 7-a, fiind în gimnaziu în sat, am făcut voluntariat timp de 3 ani, apoi venind în oraș la fel, absolvind seminarul teologic timp de 3 ani, am făcut la fel voluntariat și deja acum la facultate sunt fericit că voi putea să continui activitatea de voluntariat. Și Angelina a decis să facă parte din Ascor Chișinău pentru o mai bună comunicare cu semenii ei și implicare în activități civice. Fiind foarte apropiată de Dumnezeu, cred că vreau să am alături tineri care și ei au aceeași dragoste. De obicei sunt mai retrasă. Dar sper că odată cu implicarea mea în Ascor să schimbe lucrurile. La relansarea Ascor Chișinău, voluntarii de la Iași au împărțit din experiența lor cu tinerii de la Chișinău. Este și o oportunitate de a da din ceea ce ești tu și din ceea ce ai primit tu. Pentru că omul care doar adună și nu împarte este un om sărac și atunci din bucuria aceasta de a împărți și de a ajuta și de a atât din ceea ce suntem noi ca persoane, m-a făcut și m-a motivat să fiu aici alături de cei din Chișinău. Este un context în care tinerii se descoperă mai mult pe ei înșiși și se descoperă unii pe alții. În Ascor Iași avem în jur de 600 de membri, avem studenți de la toate facultățile din Iași, cei mai mulți sunt de la medicină, de la teologie. Ne interesează să sprijinim tinerii cumva, toți tinerii ortodoxi, să spunem, de asta suntem aici la Chișinău astăzi. Ne bucurăm de faptul că tinerii vor și aici să facă lucruri frumoase. Încercăm să creăm contextul potrivit pentru acești tineri, pentru a se putea întâlni, pentru a putea comunica între ei, pentru a putea lega o prietenie și pentru a putea împărtăși aceleași valori duhovnicești. Obiectivul nostru totuși este să ajungem cea mai mare asociație de tineri, de studenți din țară. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi din România a fost creată în 1990 la București la inițiativa unor studenți și doctoranți. Filiala Ascor Chișinău își propune să încurajeze pe tinerii ortodoxi români din Republica Moldova să se implice în activități de sprijin pentru semenii lor și a bisericii.